Salut și bine ați venit, dragi de lectură! Continuăm seria clipurilor dedicată Halloween-ului cu încă o carte horror. Dacă nu ați apucat să vă uitați încă la cărțile horror, vedeți că în fiecare duminică din această lună, ca de altfel în toate duminicile din octombrie și din anii trecuți, veți găsi recomandarea sau, mă rog, recenzia, ca să zic așa, a unei cărți horror. Astăzi vom vorbi de cartea scrisă de Scott Smith, Ruinele. Bun. O carte pe care am căutat-o destul de mult, nu știu dacă o găsiți, eu abia am găsit-o întâmplător după ce o căutasem foarte mult și cum am prins-o, am luat-o, nu cred că o găsiți prea ușor, pe la anticariaturi e posibil, dacă o găsiți asta e, felicitări. Cartea este de la editura Rao, are 410 pagini și este în traducerea lui Laura Breteanu. Bun. Există și un film, o ecranizare după această carte. Eu inițial văzusem ecranizarea și când am aflat că e o carte, de atunci o tot caut. Dar deocamdată vorbim de carte. Sinopsisul este un grup de prieteni din America, 4 la număr, 2 băieți și 2 fete, deci 2 cupluri, au plecat să-și petreacă o vacanță în Mexic, pe undeva pe la Cancun, pe acolo. Mă rog. Și-au petrecut această mică vacanță pe plajă în general, s-au dus în Mexic pentru că ieșeau mai ieftin, logic, și acolo se mai întâlnesc un grup de greci. Și la un moment dat pleacă ei și să caute nu știu ce epavă, unde se întâlnesc și cu un german, Matias. Germanul știa engleză, grecii absolut deloc, se înțelegeau mai mult prin gesturi și așa mai departe. Aceia își luau nume și pe care și le schimbau, odată erau Pablo, odată era Don Quixote și mă rog, prănuiesc vreo glumă internă pe care eu personal am priceput-o. Dar nu e atât de important. Important că cei, grupul ăsta de prieteni, la un moment dat, Matias, deci germanul, era supărat din cauza faptului că fratele mai tânăr plecase cu o tipă la un moment dat pe nu știu ce site arheologic și nu se mai întorsese, avusese loc o ceartă între ei, în cele din urmă a aflat unde este fratele său și se hotărăsc să ducă să îl aducă înapoi. Prietenii noștri cei patru se hotărăsc să meargă și ei, iar pe drum, când plecau din hotel și unul din greci, un oarecare Pablo, se hotărăște să meargă și el, cu toate că nu se înțelegea prea bine privanța cea nu știa deloc o engleză, le lasă o hartă celorlalți greci care plecaseră pe la pescuit și pleacă cu toți șase, pleacă să-l caute pe respectivul frate. Ia un autobuz de acolo, ia un taxi și în cele din urmă ajung în mijlocul junglei. Unde, după ce ajung la un sat de maiași pe acolo, se găsesc o cărare care duce pe dealul respectiv, dealul unde teoretic trebuia să afle fratele lui. Maiașii încearcă să-i oprească cumva, unul vine cu un pistol și cu arcuri, că se pare că na, sau parcă o pușcă, nu mai știu. Și una dintre fete încearcă să le facă o poză, se retrage pe deal, după care mașini îi gonesc pe deal acolo și îi păzesc, pentru că fac niște focuri de jur împrejurul dealului, să nu mai plece de acolo. Bun, problema care apare ulterior este că rămân sechestrați acolo, dar asta nu e o carte horror de așa de tipul ăla, nu e horrorul ăla, pentru că avem un monstru. Ok, monstru nostru nu e mare surpriză pentru că ne dăm seama încă de la început, oricum văzusem filmul, știam și cred că, nu știu, hai să zic pe la 100, că deci cam pe la un sfert din carte, ne dăm seama cine e monstru. Și anume, monstru este vegetația care înconjoară, de fapt, care acoperă întreg dealul sau aproape tot dealul. De fapt, vegetația asta se pare că e o plantă care își trimite lujerii și florile pentru a-i devora. O plantă destul de, hai zic, inteligentă pentru că reușește să facă diferite lucruri destul de interesante și nu o să vi le divulg pentru că sunt ca o surpriză neplăcută, cel puțin pentru eroii noștri. O plantă care era, eu logic, o plantă carnivoră, asta e clar, nu e o surpriză aici, știm că există plante carnivore, dar care mănâncă nu doar musculițe, mănâncă oameni, mănâncă țesături, mănâncă piele, mănâncă tot ce nu e artificial, adică fiară și altele nu, dar tot ce se poate de digera, se digeră. Ei încearcă la un moment dat să rupă respectiva plantă și se pare că emită un fel de acid, m-am dus cu gândul la Alien,
și în felul ăsta se explică și cum își digeră mâncarea. Pe parcursul dealului erau mai multe movile și când intră prin ele văd acolo oasele oamenilor care au fost digerați anterior. Ok, bun, haideți să ne oprim aici cu sinopsisul, cred că am ajuns pe la un sfert din carte, nu mai mult. Pare pro și contra. Pro, cartea scrisă bine. Personajele sunt foarte complexe și au o curbă în care evoluează. Vedem natura umană, tipurile, tipologiile personajelor și pozitivul, negativul, cel care e nebunitul de supraviețuire, cercetașul, tipele care nu se comportă bine sub stres și așa mai departe. Și vedem evoluția acestor personaje foarte bine. Mi-a plăcut cum au evoluat, cum au mers mai departe. Unele din contră au dat înapoi, deci foarte bine gândită această evoluție. Cum au reacționat sub stres, cum au reacționat în fața acestui lucru care pur și simplu nu e un lucru obișnuit. Nu e original, pentru că sincer am mai întâlnit ideea asta într-o carte de-a lui Serge Brussolo, Crucifix, dacă nu mă înșel eu, o carte pe care v-am mai recomandat-o eu și alte. Deci, dacă o găsiți, citiți-o, tot pe acolo este. Dar o idee destul de originală, cumva nu e foarte întâlnită. Dar, bine scrisă, personajul negativ nu vorbește, logic, e o plantă. Sau vorbește. Mă rog, nu pot spune că are o inteligență, sau are. Deci totul e pus sub semnul întrebării. Faci niște prezumții logice când te gândești la o plantă și plantă care erau negativ. Chiar și dacă ar fost un animal, te făceai la fel niște prezumții. Numai că astea sunt cu semnul îndoielii. Te face să te gândești, te face să anticipezi, să-ți faci propriile teorii, să vezi ce se întâmplă acolo. Există un mister care înconjoară acest deal cu planta respectivă și bine păzit misterul ăsta. Iar eroii noștri încearcă să-l dezlege, să înțeleagă, să găsească calea prin care pot supraviețui. Dacă sau nu vor supraviețui, vă las pe voi să vedeți. Deocamdată vă zic doar că am fost plăcut surprins de modul în care a fost creată tensiunea și personajul. Lucruri mai puțin plăcute, sincer, nu prea am găsit. Pentru că trebuie, că așa am făcut de când fac canalul ăsta, trebuie să găsesc și un lucru negativ al cărții. Am să spun că poate e un pic prea mare, dar nu cu mult. 50 de pagini să zicem că a scoate, dar astea de la început când ni se prezintă aventurile lor în Mexic și acolo statul pe plajă, cu toate că și alea au rolul lor, dar nu găsesc efectiv nicio hibă cărții astea. Mi-a plăcut din scoarță în scoarță, am citit-o rapid, nu știu, deci sincer să fiu, am petrecut și câteva nopți renunțând la multe ore de somn pentru a vedea unde merge și a doua zi fiind la muncă. Dar a meritat, pentru că te ține cartea și vrei al naibii de tare să vezi unde naiba se întâmplă și ce cu misterul ăsta, ce cu planta. Foarte mișto. Și asta în condițiile în care eu văzusem filmul și cumva nu mai era un mister atât de mare, dar tot m-a ținut cartea, deci wow! Foarte bună carte. 10 din 10, nici nu discut. Deci o notă foarte mare, foarte bună. Și nu am prea multe să reproșez cărții. Merge foarte bine de citit. Asta fiind zis, vă doresc o zi bună, la revedere și nu uitați să rămâneți tot nici de lectură. Mulțumesc că te-ai uitat la acest clip. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, poți susține, link în descriere. Eu, din partea mea, vă urez o zi bună, la revedere, nu uitați să rămâneți dornici de lectură și să vă mai și jucați din când în când.